30 toți, 15. Așadar, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați, vă rog, ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi asta de 6 proiecte, pot să încă mă contribuiesc. Cine este pentru ordinea de zi? Observații la procesul verbal din 26 februarie? Da. Am observații. La proiect numărul 7. Sunt eu. Da. Așa, la sfârșirea raportului la... Da, au fost prezenți 14 consilieri, acolo scrie că 14 au fost pentru și o abținere. În condițiile care au fost dat 14. Da, o trebuie să redactat. E foarte bine că se... 13 pentru și o abținere. 30. Da. Da. Alte observații? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține domnul Zorz, comisit. Bun. Domnul președinte de ședință, ales, vă rog să continuați. Dacă îmi dați voie, domnul președinte, de a începe ordinea de zi, să vă prezint un pic niște aspecte, să nu ajungi cum adică, să vorbim despre ceva. Săptămâna asta, aceasta, după ce s-au împărțit materialele, unul dintre colegii dumneavoastră, un pic mai prietenești, un pic mai revoltat, domnul primar, dar ce facem aici? Tot acolo? Ce se întâmplă cu drumul de la Helgiu? La care am zis, domnul coleg este domnul Orcheanu, domnul Orcheanu, drumul de la Helgiu este într-o fază mult mai înaintată decât acest drum, aceste drumuri pe care le avem acum în ordinea de zi. Păi cum? Păi uitați cum. Și am arătat acest dosar de asta, a venit cu el, e liber pentru fiecare să vină să uite pe el. Este proiectul depus la CNI pentru drumul pe Helgiu. Cu planșe, cu schițe, cu tot. Deci, poate și altcineva de dumneavoastră interesat sau, dacă nu știți, vă mai întreabă cineva, puteți să dați răspunsul pe care l-am dat acum și documentele sunt pe față. Și mai avem și la alte lucrări, tot ce ne întreabă, veniți, ne întrebați și rezolvăm probleme. Atât am auzit. Bun. Continuați, domnule. Bună ziua, dragi colegi. Cum ne informat domnul primar, avem 6 proiecte, cum au 7 proiecte, avem diverse. Și o să începem cu proiectul de hotărâre numărul 13, privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu Direcția Sevilla Bacău, cu prețul de 87 de lei, hectarul era fără TVA. Dacă un coleg vrea să ne ia cuvântul, ceva de răspuns, mă coleg? Și punem la vot. Cine este pentru? Domnul Duran. Domnul Duran. Continuat, pentru, clar. Cine este împotrivă? Abțineri? Da. 14 pentru și obținere. Deci la proiectul numărul 14, privind aprobarea indicatoare tehnicilor economice, faza SF pentru obiectivul de investiții, modernizare străzi prin asfaltare în satele Pralea, Bedar și Căiuț, în comuna Căiuț. Deci dacă cineva are o obiecțiune. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Matei... Am verificat, dacă... Da, da. Proiectul 14. 14 voturi pentru și abținere domnul Dumnezeu. Trecem mai departe la numărul 15. Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în Căiuț, din subordinea Consiliului Local Căiuț. Mai dați și trebuie și la detalii din votărâri, că noi nu l-avem. Pe de-aia m-am abținut, că nu știu ce votă. N-am vrut să solicitez, n-am avut niciodată.
Le-ați avut postate la momentul legal? Da, la ce timp mai pus pe WhatsApp, n-am avut, n-avem informații să le scoatem la informații. Dacă ne dați din top de hârtii, am zis la ședința trecută măcar pe comisii să-i faceți câte copii la vor. Pentru cei care au fost interesați, au avut comunitățile domnului, chiar au venit, le-a spus, s-au uitat, am înțeles la asta, să luăm la potatul. S-au aprobat? Uite așa, uite așa, le... Pentru și o abținere. Trecem mai departe. Domnul Zulan, sunteți pregătit? Atenție. Dacă vă lipsesc ceva, cum aveți pe ei din față, aveți... Văd că vă canalizați atenția spre mine și uitați ce vorba. Da, proiect de hotărâre numărul 16. Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizarea în Căiuți din subordinea Consiliului Local Căiuți. Eu aici aș avea o întrebare. Da. Dacă... Să-mi scrie cineva la cuvânt? Eu. Hai, vedeți? Da, domnul Zulan, aveți. Aș vrea să întreb pe domnul primar dacă, cel puțin anul ăsta, serviciul apă canal își poate acoperi costurile. Pentru că știm de anul trecut, când a mai fost discuții tot la buget, am zis că bugetul care l-ați prezentat acum anul, nu acoperă costurile, veniturile, nu acoperă cheltuielile care survin la serviciu de apă canal. Aș dori să știu dacă prețurile actuale, că am zis că tot 2 lei și ceva câte metru de apă, să acoperă cheltuielile, salariații vor fi în măsură să poată să-și ia la timp și în termen salariului. Și să acoperă resturile cheltuielilor. Te mulțumesc. Ce înseamnă asta? Eu. Noi, de fiecare dată când s-a pus în discuție acest serviciu, respectiv apă canal, am fost cel care m-am abținut la proiectele legate de acest serviciu. Fapt pentru care vă face și de această dată, și am să motivez și de ce. Motivez prin faptul că în dezbaterile precedente a acestui serviciu, se punea problema, într-adevăr, a neacoperirii cheltuielilor datorită unor pierderi în rețea. Și propuneam eu atunci să se facă o analiză a tuturor costurilor cu acest serviciu și de ce nu, în ultimă instanță, de văzut, pentru că reieșea că pierderea este foarte mare, procentual, adică din ceea ce intră în contorizare, multă apă nu mai trece prin contoare și înseamnă că aceea este pierdere. Este, cred că, interesant, consider că ar fi important să aflăm cât este pierderea respectivă și care ar fi cauzele care duc la această pierdere. Vă mulțumesc! Atât. Da. Supunem cine este pentru? De răspund, domnul primar, domnul președinte, fiți atent, în ordinea și deci, după cum ați văzut cei care v-ați uitat pe proiectul de hotărâri, bugetul este cu deficit. Deci este cu pierdere. Noi încercăm, inclusiv printr-o variantă de avarie pe care am luat-o și acum o săptămână, de când Adrian Neagu
săracul s-a îmbolnăvit și nu mai e la apă, nici nu mai avea delegație. Astăzi a venit cu o decizie de încetare a activității, nu mai poate fac această activitate. Apa mai scăpa din salariat în cazul ăsta. Am dat la doamna administrator să temporar să ocupe un pic de problema de acolo și încercăm să o remediem. La momentul ăsta, nu, deci anul ăsta nu putem să mai mergem tot prețul ăsta. O să încercăm să ducem prețul un pic mai sus, ca să putem să bugetul să fie măcar echilibrat, dar și nu să aibă un leu, doi profit. La momentul ăsta, în cea zis din proiectul de hotărâre, e cu deficit. Are datorii din banii care ne-au împrumutat noi, când au început serviciul care noi i-au returnat. Au restanțe pe la energie, au restanțe la financiar, la topaj, la impozit și au ei acolo pe salarii care le-au avut. Oricum, cumva s-au mai apropiat, s-au mai redus un pic din... Am avut o perioadă și mai critică față din momentul ăsta care îl avem acum. Da, vedem dacă putem evolua sau... Iar instalația, vis-a-vis de ce problema care a pus-o domnul Orcheanu, 80% 90% din persoană de ce știm, cum a fost făcută, încercăm să o ținem pe cât posibil în forma, la stadiul de avarii, iar aveam o hârtie aici în care am depus la CNI studiul ăla pentru apa de la Pralea să poate reușim să luăm calvarul ăsta după cap. Avem numărul de înregistrare cu aprobarea care am dat-o pentru apă poate ține de la Pralea. Depus la CNI. Vreau am întrebat domnul primar la acest buget pentru că din ce mai știu eu nu știu dacă legea ne permite să mergem cu un buget în deficit. Iar eu cu, cum să vă spun eu, mi-asum ceea ce spun, eu zic că măsura pe care dumneavoastră puteți implementa de a nu se mai merge așa, una ar fi reducerea pierderilor și a cheltuielilor, cealaltă măsură ar fi ajustarea prețului la piață, pentru că acest serviciu să meargă cât de cât pe plus sau măcar să-și acopere din cheltuieli. Chiar și varianta cu aducerea apei de la Pralea, cu tot ce e cu 25 km de rețea, mai interesați-vă și dumneavoastră, că o să vedeți că acolo unde sunt rețele existente, din ce am mai înțeles și de la unei persoane cu abilitate, posibil ca să faceți proiectul, să vă conectați la bidar, vine până în căiuț, conectat la rețeaua căiuțului, dus în virtu, mă rog, diferite variante, aia este de durată, de timp, chiar dacă e depus, nu rezolvă situația actuală a serviciului de apă, care are cheltuielile care le are, destul de mare, nu se acoperă. Eu zic că singura variantă e să aduceți, să faceți un preț adecvat acoperirii cheltuielilor la serviciul de apă, cu orice risc. Pentru că așa, dacă mergeți azi, să duce, mâine să duce, și nu știu dacă legea permite bugetul în deficit. Nu mai rețin, atât, vă mulțumesc. Da, răspunsul meu e același dacă o continuăm. El e echilibrat bugetul acum, dar e echilibrat ca să fie echilibrat. Chestia e că și-au mai revenit, de-aia am spus, în 2-3 luni s-au mai acoperit din marele găuri. S-au mai niciodată, adică nu s-au ajuns la... Și sperăm să continuăm așa și să putem aduce mai realitate. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Eu mă abțin și vă spun și justific de ce mă abțin. Condițiile în care bugetul este în deficit și nu își acoperă cheltuielile. Împotrivă pentru și abțin. Nu mai eu? Împotrivă? Cine este împotrivă? Abține? Stați un pic. Abține. Deci vă abțineți. Domnul Oprea, ați fost pentru? Da.
Întotdeauna am fost pentru. Când am observat... Am avut vreo abținere, 5-6 ani. Deci, între 4 abțineri, da? Vă felicităm pentru pentru consecvența următoarea acțiune. Asta de ce votul pentru și patru acțiuni. Domnul Orteanu Nicolae, domnul Măcuț, domnul Zuzan și domnul Așteapt, da? Da. Mergem mai departe, la numărul 16. Privind aprobarea contului de executare și de execuția bugetului școlii, gimnaziale de Răducanu, Rosetti, Căiuț, la data de 31.12.2020. Deci, ce să scrie la cuvânt? Domnul Burlan. Să mai scrie cineva? Domnul Burlan, aveți cuvânt. Da. Vreau să spun cum mă surprinde faptul că după 4 ani când am spus și tot am spus că școala presvină Consiliul Local cu aprobarea execuției contului de execuție a bugetului. După ani și ani văd că a adus acest cont de execuție. Sincer, nu m-am uitat și cheltuielile au fost, dar e bine că a venit. Pentru că am spus-o și o repet, școala este o subdiviziune a Consiliului Local, iar toate cheltuielile dânșilor, chiar dacă vin diferite surse de finanțare, bugetul lor de cheltuieli se aprobă în Consiliul Local, iar ei pe ceea ce cheltuie aprobat de Consiliul Local trebuie să-și arăte pe ce au cheltuit banii, adică execuția bugetară. Asta. Supărim la cine este pentru? Vreau să fac o mențiune. Raportul ăsta de la școală nu este asumat de director. Director școlii. El nu se asumă răspunderea directorul școlii. Director nu, nu se asumă ce cheltuie pe lăzare. Nu? Că nu era corect. Să-l semneze că el trebuie ca o instituție. Director, nu vedeai ce se vrează contabil. Contabil e contabil, dar se vrează ca director, care e în zic eu. Șeful instituției, omul nu-i semnează. Multe de asemănători, se asumă toată funcționează. Nu, 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 nu am ce pitau la asta. Bine. Așa, până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Un pic, abțineri. Domnul Durlan, domnul Roșcan, domnul Marcuț, domnul Glodaru, altcineva? Deci 4 abțineri și 11 voturi pentru. La numărul 17, da? La numărul 17. Primind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuț la data de 31.12.2020. Dar a spus la spune, că tot vorbim. Da. Să scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 13 pentru și 2 abțineri, domnul Durlan și domnul Rășcan. Mergem mai departe la punctul 18. Privind aprobarea distribuirii tabliciilor de numere administrative, adiționări conform numărul indicatorilor stradale. Dacă un coleg vrea să spună ceva, are vreo obiecțiune ceva? Da, întrebare. Hai să spunem întrebare. Domnul Matei.
Deci am înțeles cu un reprezentant cu reducere, domnul primar, va poate timp poate în poate și m-a întrebat omul dacă este de acord să pun număr de poate, da? În cazul care refuză și el nu vrea să-și pună alt număr, o să rămână imobilul fără număr? Deci în cazul în care refuză numărul nostru, ar fi corect să-și fac el, să fie obligat să-și pună el la număr, la număr. Sau să-și îl scrie cumva. Adică fiecare imobil să aibă număr. Refuză volumul 666, e? Adică tot îl ai moapă, mai că le-a fost pe ăla cu 666. Da, e bună chestie, poate este bun. Ai mai trebuit băgat un articol cumva și dacă el chiar se pune, și se poate. Dar și care nu poți să-l pui să obisnă? Dar nu poți să-l obisnă, ea poate nu se potrivește pe gradul lui, el vrea mai scump. Nu, dar nu mi-a pus problema. Că poate vrea să-și îl scrie el. Nu există să-l scrie, trebuie să fie toate la fel. Care refuzi, dă-o câte 100 de lei. Da, da, eu sunt de acord. Dacă refuză să-și îl plătească. E bună mesajă. Da, nu știu, da. Nu ne-am gândit la varianta asta, că dacă totuși sunt gratis, să poate cineva spune, bă, eu nu-l vreau. Că le ia și da, da, se verifică, trebuie fost. Trebuie. Dacă ideea mai sunt alte întrebări, ca să nu mi mai amestecă să facem dialog. Ideea este să deja am creat centrul, au pus poliția. Și știa, bă, e pus. Vor mașină, ne-am achiziționat cu fluguri, de-alea cu acumulatori, mergem. Dar unde le putem pune? V-am spus, sunt garduri de beton, sunt garduri de tablă, sunt garduri de lemn, sunt... E efectivă de doar și de-alea în bolșul. Da, unde le putem pune? Și unde îi dă voi omul? Dar am pus centrul, că sunt puse capoate, nu? Captura asta, numele Marea Sfântului, a scos, azi și ridicat la omul ăla. Și-a făcut din săptămâna asta, adică, weekend, nu contează. Am înțeles. Era bun, săptămâna asta la plare, mai ales sărbătorii și era omul din urmă. Nimeni nu a știut cu lumii. Măcar cum nu pare. Da. Mai aveți obiectiuni ceva? O să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Păi stăți ce votul pentru și abținere. În primare, vă răspundați că este domnul președinte Arbat în sală, nu are mască. Mamă, ce, dar dacă vorbesc cu mască, nu mă înțelegeți. Ai original, da? Mă înțelegeți. Da. Trecem la punctul numărul... ultimul, la diverse. Care se scrie la cuvânt, de trece mai și care, nu vă rog frumos, nu luați cuvântul că și așa, ne vreau să putem cu invenția mai net, nu vorbim despre este, da? Deci nu vorbim peste, vă rog frumos. Adică am spus clar, deci când vă scriți la cuvânt în ordine și o luăm în ordine. Nu se mai scrie nimeni, nu mai deschide nimeni. Da, o luăm primul, cine o ridică mâna primul? Vă rog frumos, nu, dar s-a dat, nu mai putem face așa. Deci cine o ridică primul mâna? Mă doare din cunoții sus. Nu te zici la Orințu, mă dar dacă mă uit pe o parte, ești parte la altă. Vorbești ca mult și nu e. Da? Domnul Mărcuț. Domnul Durlan. Mai e cineva? Nu mai e, a fost primul, dar hai, dă-mi... Nu, dar trebuie să... Hai, ai trecut așa? Domnul Ope. Domnul Roșca. Așa. Vă și Roșca. Da, aveți cuvânt, vă pun da. Aveți cuvânt, domnul Roșca. Da. Da. Am vorbit, am stat până ședința trecută de drumul de la Norcești. Atunci, tot așa se grebea domnul președinte, n-am primit dreptul la informații, să puneți dat o dată, ceva, o estimare, să face, nu se face, se poate, nu. E o stare tare deplorabilă. De, nu știu dacă mergeți acolo în ultimul timp, dar e foarte greu accesibil. Vorba și din mașina școlii care circulă zilnic pe acolo. Mă rog, salvare, pompieri, nu mai vorbim. Și localnici care au mașini în zonă.
Un alt aspect, îl știți, cred că îl știe toți colegii, drumul din sat, asfaltul. Problema asta, mă rog, asta e o chestie de rolare. Dar ce facem cu cei care locuiesc pe ulțile adiacente și să circulă cu tonaj greu, cu mașini, cu tun, toți au interes, da. Trebuie găsit o soluție, pentru că lumea este revoltată. E o simplă guliță sătească. Nu suportă transport. Eu, hai să spun, un pompier de o salvare, dar ea nu-s vinovați acum. Nici cei care transportă nu-l fi vinovați, trebuie găsit o soluție. Să crească casele, să dărâmă gardul. A noi ulița aia nu este. O simplă uliță sătească, așa mă. Tonaj mare. Poți să nu se poate direcționa traficul greu pe acolo. Asta e o chestie importantă și aici la drumul la Copen, parapet, la curbă de acolo, văd că s-a format un drum în dreapta. Nu-i treaba primăriei, adică prin drum județean, dar trebuie să cunoștință. Celor de la drumul județean, că, na, comuna noastră. Cam atât. Am să aștept și o răspuns la final. Dacă... Domnul primar, o întrebare din partea unui reprezentant al unei asociații din Belgia, care m-a rugat să vă întreb în ședință, pentru că urmărește ședințele Consiliului. Este vorba de o asociație belgiană care a mai sprijinit statele prin Cern, Lotul și Florești și vor să construiască un loc de joacă pentru copii, cât și o sală de evenimente. Ca și locații s-au orientat la școala vechi din Brăgeni. Până la construirea celor două puncte, vor acordul pentru a putea organiza anumite evenimente în școala, anumite evenimente creative și educative, în școala Vrânceni. Puteți să le dați un răspuns pe scurt? Și... Copiii nu prea mai sunt la Vrânceni. Ați văzut, am făcut rogă în statul ăia. Sală de evenimente, să spună în ce constă. Nicio problemă. Se fac că mergem pe premiza aia că dacă ce-i făcut, e făcut. Dar dacă tot vor să facă ceva, sunt de acord să facă ceva, să producă ceva, în hârtiu, să le dea, să dea de la 30 de muncă. La 5, la 10. Și să mai stea, să nu mai muncească aici. Le-am spus la cei din Belgia, s-au supărat pe mine cu 2 ani, cred că acolo când au fost, nu am trecut, că au făcut evenimentul de 25 de ani, de când să vină în zonă. Am spus, de când au venit, cei care s-au născut acum 25 de ani, numai unul. Toți au plecat în Belgia. Dacă făceau o linie de producție de ceva, să facă ceva, ce vor ei. Să facă aici și să ducă în Belgia. Nu trebuie să îi ajutăm, facem parteneriat. Locul de joc, să facă, nicio problemă. Sală de evenimente, noi avem proiectul la Hiltul de Cămin. Dacă vor, le dăm o sală în Chinii acolo, o cameră, adică... E vorbim ce? Vorbim de proiectul în ce? Tu, dar să facă ceva, să... Domnul... Rentabil. Dar nu s-a făcut un studiu, domnul, demografic, domnule, evoluția demografică în satele voastre. Și atâta timp cât nu-i consultat un sociolog, nu absolut nimic, vine așa cu propunerea din astăzi. Da. Deci în 25 de ani, în 30 de ani de când vin aici, chiar n-au făcut absolut nimic decât au adus niște boarte și le-au împărțit la oameni și cu asta boarte. Domnul Matei, dacă îmi dați voi, mi-a dat și mie astăzi adresat, și tot până la undeva la partea finală, îmi întreabă dacă la școala de la Vrânceni s-a rezolvat partea de acoperiș. Dacă urmărești ședința de aia sau să le dați răspunsul, s-a rezolvat parțial cu forțe proprii partea de acoperiș. Am înlocuit niște căpători, niște rigi, l-am pus țiglă, nu mai plouă înăuntru. Dacă vor să o renovezi, să o avelopezi, să poți să folosească, ce să facă altă clădire, că nu poate folosi pe aceea să-i schimbe acoperișul, să o facă tot din picioare, adică părerea mea. E făcută tot de ei, e donată la primărie, noi am întreținut-o, au avut niște lucrări, niște... A vorbit că ploua pe la ei, le-am anulat și am
refăcut-o, cu coții proprii, cum am putut. Deci e rezolvată partea de aia. Suntem de acord în principiu, dar să vină la discuții că asta ar fi ceea ce vrem noi. Haideți, dacă tot, după aia pierd firul, n-am mai notat-o pe aici, să, cu domnul Roșcan, și după aia ne întoarcem la ceilalți, la ceilalți consilieri, da? Dă-mă la Mărcești. Știu, n-am putut interveni din cauza vremii, că știți cum a fost vremea până. O să intervenim cu el, avem discuții. Din săptămâna viitoare o să vină vreo 10-15 mașini de balast concasat. Boiștea. Și un greder. Boiștea, Mărcești, Blidari. Da. Deci, peste tot, o să intervenim. Chiar și la Prarea, la Bătineanu, tot sună de acolo, acolo, de sus. Îi trebuie și acolo, că o să facă un șans de la tot sunt. Ia, în fine. În toate zonele astea. S-a îndreptat lumea de o săptămână, spune ceva, s-a uscat un pic, putem interveni, o să avem discuții, o să tenem un greder și niște, o să vedeți. Vreau să vă întreb, vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu drumul din Căiuș. V-ați întrebat, ce i-ați fi făcut dacă ați fi fost în locul meu, domnul Roșcan? Dar nu, vă spun. Păi, nu, dar, nu, ați fi blocat de tot satul Căiuș și n-ați fi dat voie să circule pe ulița aia? Ulița aia? N-am spus tot. Mașini, mare tonaj. Eu am interzis, eu am zis că să nu circul de mașini. M-au sunat și m-au întrebat, nu-i voie de circulat, ai chemat și echipa de poliție, este la Poliția Română. Acolo, la fața locului. Eu găsit pe cineva, s-au constrâns într-un fel. Dar nu pot, eu nu pot să, să acopăr acea problemă de acolo, punând la momentul ăsta, sau a doua zi să fi pus 3-4, că puteam, cu 3-4 mașini de balast. Și să dau circul pe el, până nu, eu am făcut ordonanță de, la prefectură, am făcut la situație de urgență. Mâine este adresă venită, e la domnul vice dată, vine comisia. Astăzi a fost de a făcut din nou, pe puncte foarte mici, studiu geo, acolo unde a fugit terenul, ne dea soluția exactă, că s-a făcut studiu geo pe tot drumul ăla. Dar studiu geo e din 4 în 400 de metri. Așa e prevăzut de lege. Și acum am făcut în locul ăla, în vreo 5 locuri, să vedem în vreo 5 găuri. Și curtea lui vecinul de la deal, le da voie și am sondat. Vine mâine și comisia, după aia pot să iau, după ce s-au făcut toate astea, o hotărâre să umplu aia cu balastul și să dau drumul să circule pe acolo. Dar până când nu se fac toate etapele astea, n-am de-am luat o soluție. Ați venit greșit, nu m-am acuzat. Da, da, nu. Dar nu fac acolo, ăla s-a întâmplat, da. Știu că lumea e revoltată, dar ce, ce, ce pot face eu la momentul ăsta? Avem niște restricții. Restricții nu sunt, dar se circulă numai mașini mici. Cine intră, de, intră cu mașini mari, intră de capul lui, să fie da, tras la răspundere. În țara, pe capul lui, în țara, cineva păi, dar ce să vă spun, că sâmbătă noaptea am avut surpriza de, în Europa Ambricile, acolo, mi-au luat semnele și am umblat cu poliția locală o grămadă, eram, nu o distrus, că se duc tot felul de nebune, asta e viața. Este logic să nu, dar nu e niciun alt drept izbet, că nu se crede că nu-i tonaj. Ce poți să ajungi sau ciuri, dar nimeni nu vede nimic, vede să ciuri. La momentul ăsta, știți care e procedura la primărie? N-am găsit indicatoare de alea de investiții de tonaj, că știam că acolo trebuie să dai comandă, să vine la câteva zile, când îi zic cap, că e aia, e, și eu rezolv treaba, mă vin indicatoare. Două săptămâni deja. Sunt două săptămâni. Sunt două zile. Da, da, dar la o procedură de achiziție nu poți să le faci în două săptămâni. Situația de urgență, trebuie să fie ceva. Da, am deviat circulația pe acolo în condiții în care să fie cu camion. Asta a fost discuție. Iar la drumul județean, avem adresii, am hotărât că o să mă duc să iau parapexia care-i dărmat de acolo, dacă ei tot nu vin și nu vin, nu vin. Cei dărmat prin imagina drumului județean, să luăm că-i sumărât și parapexia de acolo, o să vin, o să vin. Drumul județean a venit că vor să-i întabuleze. Și ne-au trimis niște efectivi, îi doare capul, îi spart capul de dimineață pe ei. Nu știm ce soluție să le dăm. Vor să-i întabuleze drumul județean. În fin. Da, astea da, sunt... Continuăm cu celălalt fiind scris la drumul. Mulțumim, domnul primar. Domnul Mărbuț, aveți cuvânt. Domnul primar, am văzut că la Iesiu ați intervenit la evacuarea moluzului acolo, dar l-ați terminat. Dacă avea prioritate, posibilitate să terminați atât de.
Altă problemă, zile trecute, era un tir sau un camion mare în curte la Brutării. Nu știu, aici nu vede nimeni, nu... Păi camion mare sau tir, ce-o fi fost el, distruge tot pavajul ăla din urmă. Eu cred că cineva trebuie să fi văzut. Dar nicio măsură, nimic. Distrugem tot, o primar, rupim, stricăm, nu-mi interesează nimic. Ar mai fi o urgență să cărpim un pic de la stradă, de la inclusiv podul. Ați văzut dacă ați fost mai recent, s-a rupt. S-a rupt, s-a rupt, s-a rupt. Nu înțeleg că cu pietrișul ăsta după șosea, pe drumul județean, că e supraveu. A spus și domnul Ope, au mai spus și alți colegi, dar nu se... De ce nu se iau o măsură, nu se curăță, nu se întâmplă nimic? Și vis-a-vis de parapeți care zice domnul Roșcan, așa e de 6 ani, de mai bine, de 8 ani, problema cu balustradele și cu astea. Altă problemă, unde s-a tras iluminatul acolo, va trece, el s-a făcut, dar în același timp a stricat o laterală din gardul de la Troiță, a escavat pământul ăla, l-a aruncat pe țurciutău acolo, parcă în urma războiului. Mai luați un pic și la întrebări, băi, cum ați găsit aici? Ați găsit în ordine, lăsați în ordine. Foarte urât. Și aici chiar era și domnul Durlan de față, cum treci calea ferată, e cazemata aia din beton. Eu am avut surpriza de vreo 3 ori să produc accident acolo. Nu eu, eu am fost prudent, alții. Era într-o dimineață. Haideți să o dărâmăm, să-i facem ceva, că nu e așa de greu. E foarte periculos, foarte îngust, sunt mai multe probleme. Și dacă aveți posibilitate, să băgați un autogrejer peste apă, cât mai urgent. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Apuț. Ai văzut, domnul Rulan. Da, în primul rând, mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, domnul primar, aș vrea să vă întreb care este astăzi stadiul proiectului cu gaze. Este depus la finanțare undeva, la aprobare? Este luat număr de registrare? Nu, pentru că din ce am înțeles, deja la Cotofănești te-au primit aprobare pentru alimentare cu gaze. La noi care este situația? Este depus, este aprobat, minim vreo 3-4 ani cu problema asta. Vă spun tot sau și răspund la urmă, da? Vis-a-vis de ce spus domnul Matei, am avut și o discuție cu cineva, eu zic părerea mea, locuri de muncă să vină să facă belgienii în comuna Căiuți, nu prea văd eu ce ar putea face și la ce investiții s-ar duce crearea de locuri de muncă. Un lucru bun că au venit acum 25-30 de ani este și faptul ăla, că foarte mulți ieltenci și oameni din bunicei s-au dus acolo și au făcut un trai mai bun. Unii au mai venit acasă și au mai renovat o casă, au mai făcut ceva, dar eu zic că dacă dânșii vor să facă un loc de joacă pe banii dânșilor, poate să-l facă. Eu nu văd de ce i-am oprit. Chiar dacă mai sunt 5 copii în Vrâncene. Cum are Heltiu, cum are Blidaru, Popeniu, toate satele pe banii noștri, a primăriei, poate să facă și pe banii lor. Dacă ceva, eu zic că ar fi un lucru indiferent ce vor să facă, e un lucru bun dacă vin să facă. Cam asta. În rest, aș dori să vă să aveți încă o dată, vă spun, în vedere, dacă când o să vină bugetul, luna asta, luna viitoare, să aveți în vedere pentru Mărcești, construcția unei fântâni, pentru apă, neapărat, este o mare problemă acolo apa și măcar cu o fântână, dacă îi ajutăm, aia care s-a făcut acum câțiva ani, am înțeles că este spolmatată și nu mai iau și aduc apă de unde aduc, din fel și fel de izvoare. Și este curios la ce a spus domnul Roșcan, știam și eu, dar o să repet, este faptul că an de an la noi
s-a achiziționat, s-au făcut lucrări de balastrare și întreținere de drumuri din piatră cu succes. Și la loc de frunte este drumul de la pot până la intrare în cheltuiel. Și ca bani cheltuiți anual și tot ce este, cred că banii care s-au cheltuit pe el era asfaltat de 10 ori până acum. Dar eu zic că cu cel mai lung drum din piatră, în 5-6 ani, să nu-i să ducă 10 mașini de piatră cu el, lasă de dorit. Răgătă și un ultim lucru care aș vrea să vă mai spun, este pentru acolo unde se trece, că m-au sunat și pe mine un prieten comun sau o persoană comună care mi-a zis că vis-a-vis de mașinile cu gabarit care trec cu remoră. Toți avem, în privat, caz mă zicând, că de-aia nu băgați gaze din astea sau nu aprobăm noi, că avem afaceri cu lemnul. Eu sunt poziție proastă, că nu, ăsta-i motivul. Dar acolo ulița nu susține mașină cu remoră. Zicem, lași, pe simplu, 10, 12, 15, cum să-și facă cineva treabă, dar mașină cu remoră, acolo, să zic că e o mare problemă, iar din asta aveți pârghii cu poliția locală, care chiar cu riscul cum i-am pus în cap, puneți la treabă, poate să aibă grijă de drumul ăla, că sunt și așa, adică stai frunză la cât, mai bine să duc acolo să fac, să aibă grijă să nu treacă mașini, că nu că nu aveți ce de face, nu aveți, sunteți autoritatea deliberativă Comuna Crăciun și puteți lua măsuri din cele mai drastice, toți cei care trec, care nu trec, acum toți avem interes acolo, cum a spus cineva, așa e, dar trebuie să ne gândim și la situația comună. Atâta, vă mulțumesc. Și cartier când schimbați lămpile, domnul Vici. Lămpile de iluminare. Am văzut schimbat toată comuna. Schimbați și în cartier, nu? Aveți în vedere? Pe ulița acolo, la Roșcan, la prietenul nostru comun, luați în cald și mai puneți o lampă. Merg două, dacă nu înșel acolo. Chiar vă rog, puneți-o la acolo undeva, că e distanța mare, e aici, dar e la drumul Gheltiului. Una chiar la el și una mai e tu mai în capăt. Sunteți executivi. Păi mai are seara, dacă nu merg farul lui Gâna mașină, nu vede. Mulțumesc. Vă urmăr, răspund la întrebarea. Vă rămas atât cu răspunsul domnul Mărcuț, nu? Parcă așa, nu? Domnul Mărcuț, deci dacă stau și dau filmul înapoi de domnul Mărcuț, sunt colegi de aproape 20 de ani, colegi de Consiliu, vreau să spun. Și dacă dau filmul înapoi și îmi temă, dați pe camera asta, cred că nu a fost ședință în care el să nu vină să facă observații, dar niciodată soluție. Păi 20 de ani facem... Atât îmi permite și domnului, domnul Cateciu, că se executiv și nu știu eu. Nu, am să cu soluții. Și eu spun, dar ce soluții? Cred că să vă să știu eu asta, să nu intre acolo. Credeți-vă dumneavoastră. Ce soluții trebuie să... Că toți ce mi-ați menționat aici... Ce soluții trebuie să cărpim drumul cu autovetă? Ce soluții trebuie? A, ca să vă estimați, că știți frumos din ecuație? Ok, mulțumesc. Deci. Știu. Eu nu vreau să fac dialog cu nimeni. Doamne, de dialog. Să facem treabă, domnul primar. Asta e problema mea. Credeți că eu nu am văzut toate problemele care le spuneți dumneavoastră și de ce vă lăsați lăsa să merg prin Găulerea, dacă vă doare inima? Da, pe autobat, ziceai tu. S-a aprobat un buget în care nu s-a făcut ceea ce s-a spus. Nici balatul nu aveți să-l cărpim? Avem, dar să știți că nici el n-am făcut nimeni degeaba. Nu-ți vine așa gratis. Ia de aici, hai că ești tu. Atunci e greu, domnul primar, e foarte greu. Am ajuns clipii grebi. E problema dumneavoastră. Credeți că noi nu vedem fiecare lucru ce se întâmplă în comuna asta? Și la fiecare ședință... Doamne, nu fiți după aia mine. Eu fac datoria, eu m-am dat la cunoștință. Credeți dumneavoastră că asta este datoria dumneavoastră? Da. Da? Da, și consilier, da, îmi pare rău. Mă bucur. Mă bucur că asta. Mă bucur că asta credeți. Domnul primar, mergeți spre... Deja o dați în sus dumneavoastră. Ce face? Da, nu vreți să o dau în vreo? Comună prezidențială sau ce face? Primarială?
Deci citiți în codul administrativ. Domnul Turlan, tot ce ne spuneți dumneavoastră, noi avem direct legătura cu cetățenii, nu trebuie să ne spuneți dumneavoastră că ați în fața camerei. Consilierul are rolul de a aduce și de a informa problemele comune. De asta sunt aleși. De aia dumneavoastră aveți nevoie de Consiliul Local, de cel care aprobă și dumneavoastră deliberați, executați. De aia nu puteți face nicio cheltuială sau orice vreți să faceți în comună, veniți și ne cereți, se aprobă, se face, sunt drepte. Deci noi avem obligația de a vă înștiința și a duce la cunoștință probleme. Asta e singura obligație a Consiliului. Și a comunei. Hai să citim. Asta e singura obligație. Normală, păcat de asfaltul care nu avem, nu?
Dacă se putea să discuți ceva, nu faci. Dragi colegi, mă aveți dispus ceva, aveți, mai aveți, mai aveți ceva. Dispus, mai aveți. Suntem în față la Coțofănești, după cum știți dumneavoastră, în față la Ștefan cel Mare, este depus. Vorbele care le auziți sunt Radio Șanț. Vreau să vedem fapte până păi, la... aduceți-mi fapte dacă vreți să vedeți fapte. Domnul nou primar, dumneavoastră îmi ceriți nouă fapte. Păi nu, dar dați de exemplu din Coțofănești, ne puneți în față. V-am zis, suntem în față la Coțofănești. Radio Șanț, că ideile noastre nu